Monumentul eroilor de la Biserica din satul Nicolae Bălcescu a fost sfințit în cursul zilei de ieri. În memoria eroilor acestui sat care au luptat în primul, dar și în cel de-al doilea război mondial. La acest eveniment important a participat și primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche. Monumentul a fost ridicat în incinta Bisericii Sfântul Nicolae din satul Nicolae Bălcescu. Un simplu cetățean al satului a fost finanțatorul acestui monument ridicat în anul 2020 în memoria bunicilor săi, dar și a eroilor satului care au participat la cele două războaie mondiale, luptând pentru țara noastră. A motivat să facă acest monument dragostea de Dumnezeu pentru eroii căzuți în 1916 și 1945 ca un semn de aducere aminte, căzuți pe câmpul de luptă, unde au luptat pentru integritatea și demnitatea poporului român. În urma lor au rămas vădurile, au rămas copii orfani care au trecut prin suferință și prin încercări. Noi, generația de astăzi, avem nota bunului trai, care am schimbat credința în Dumnezeu cu credința în rațiune. Dar să nu uităm că Dumnezeu este dragoste. Pe munte Neu, pe stânga Golgotei, Dumnezeu îmbrățișează întreaga omenire prin harul și dragostea sa. Mijaiche Alexandru, primarul orașului Vânju Mare, a fost prezent la sfințirea monumentului ridicat în memoria celor ce s-au jertfit pentru libertatea țării și a declarat că a fost încântat să participe la acest eveniment special din viața satului. Așa cum ați văzut, este un eveniment important în viața satului. Azi s-a sfințit un monument ridicat de către un cetățean de aici, anume domnul Porojan Ion, din satul Nicolae Bălcescu, care a contribuit efectiv și a finanțat ridicarea acestui monument în cinstea eroilor căzuți în război. Eu zic că este un lucru extraordinar. M-a bucurat nespus de mult acest lucru. Am mulțumit pentru invitația de a fi prezent astăzi aici. Chiar a fost o surpriză pentru mine să văd că există încă oameni care se mai gândesc și la eroi, care se gândesc la credință, care se gândesc la biserică. Câțiva săteni împreună cu preotul satului și Consiliul Parohial au realizat acest monument al eroilor. Am luat o hotărâre împreună cu Consiliul Parohial și cu câțiva oameni binevoitori din sat să ridicăm în memoria eroilor satului acestuia căzut pe câmpul de luptă în primul război și al doilea război mondial. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sponsorul care ne-a sponsorizat financiar în proporție de 90%, am reușit și iată că astăzi am reușit să-l și inaugurăm, să-l sfințim. Copiii satului îmbrăcați în costume naționale au dat viața acestui eveniment, reamintind tradițiile din vechi strămoși pe care obștea locală le respectă cu sfințenie. Văd că sunteți îmbrăcați în costum național. Vă plac tradițiile românești? Da! La slujba de sfințire și pomenire au participat și reprezentanții ai Episcopiei Severinului și Strehaiei, care la rândul lor au dat și ei un omagiu eroilor din satul Nicolae Bălcescu.